ora 7:30 de minute dimineața. Frații Maria și Kiril Angel din satul Ecaterinovca au pornit spre școală. Drumul pe care l-au de parcurs este mai lung decât în anii precedenți și asta pentru că trebuie să meargă la școala din Cimșlia. Din cauza numărului mic de elevi, anul trecut gimnaziul din Ecaterinovca a fost reorganizat în școală primară grădiniță. Astfel, cei câțiva zeci de elevi au fost direcționați către alte instituții de învățământ. Îmi place în Ecaterinovca școală deoarece mă sculam nu de vreme cum la Cimșlia și mă duceam pe jos. Dar îmi place mai mult la Cimșlia, de atât că acolo sunt mai multe învățători și acolo e mai interesant, mai mulți prieteni am. Ну, проблем нет насчет привезти до остановки, чтобы они на автобус поехали в школу. Автобус вовремя приезжает за детьми. Все тут собираются с нашего села. Ну, мы довольны. Cei peste 30 de copii din satul Ecaterinovca au posibilitatea să aleagă la care școală din orașul Cimșlia să învețe. Un microbus școlar transportă elevii la gimnaziu cu studiere în limba rusă din Cimșlia, alte două licee la Ion Greangă și Mihai Eminescu cu studiere în limba română. Я учился тут с Машей, а потом мы вошли в Чемишлею. И мне было легче в Екатериновке, но в Чемишлее чуть-чуть тяжелее. На Чемишлее мы învățăm limba română. Este important să așteptăm noi автобус, dar nu автобусul pe noi. După reorganizarea școlilor din raionul Cimșlia, pentru transportarea elevilor au fost puse la dispoziție 14 autobuze și microbuze școlare. Deși le vine greu să se trezească mai dimineața, elevii recunosc că totuși este mai bine să învețe la o școală mai bună. Îmi pare bine că am venit la o școală mai bună, toți colegii mă stimează, mă simt comod cu profesorii, mă împac. Liceul Ion Greangă din orașul Cimșlia este una dintre instituțiile cu statut de școală de circumscripție. În ultimii ani, numărul de elevi care își fac studiile aici a crescut de la 550 până la aproape 700, devenind cea mai mare instituție de învățământ preuniversitar din raionul Cimșlia. În această școală vin copii din mai multe localități. În primul rând vin copii din școlile arondate, cum ar fi Gimnaziul Cimișlia, Gimnaziul Caterinovca, Valea Perjei, dar vin copii din foarte multe sate care solicită să-și fac studiile în școala noastră, cum este Hârtopul, Cicurmejir, Porumbrei și multe alte localități. În perioada anilor 2013-2015, în raionul Cimșlia au fost reorganizate 12 instituții de învățământ, din gimnazie în școli primare grădinițe și respectiv din licee în gimnazii. Astfel, numărul elevilor a fost redus în jumătate, de la 10 la 5. La